se ocupe acest lucru. Cred că ar fi foarte important, însă vreau să spun că ieri am avut o altă acțiune extrem de importantă la Timișoara. Eu vreau să combin această bursă a locurilor de muncă, să o transform treptat, treptat și să lipesc de această bursă a locurilor de muncă și orientarea tinerilor în carieră. Este foarte important să le explicăm tinerilor noștri că dacă vor avea competențe crescute, indiferent de nivelul de studii, că vorbim inițial, vorbim de învățământ dual, sau că vorbim de învățământ tehnologic superior, nivelul competențelor atrage după sine și venituri mai mari. Și atunci angajatorii caută și este obligația noastră să le punem la dispoziție oameni cu competențe înalte, repet, indiferent de nivelul de studii, și astfel vor veni și veniturile ca atare. Suntem astăzi la nivel de țară peste 2000, astăzi dimineața urmăcii pe erau nivel la 2476, dar experiența anilor trecuți îmi spune că va depăși acest număr și angajator de ultim moment, bineînțeles că împlinim. Peste 20.000 de locuri de vacanță în țară. Important că țin foarte mult la un proiect pe care l-am depus în 2008, tehnologia asistivă pentru persoanele cu dizabilități, care sunt în portarea unui program. Nu este o sumă negligeabilă, este un voucher în valoare de 5.000 de euro de o persoană cu dizabilități, dacă vrea să se angajeze, primește acest sprijin de la stat pentru o tehnologie asistivă superioară. Nu este tehnologie care se găsește de către clasa națională, acum este o tehnologie superioară. Îmi doresc ca la viitorul exercițiu financiar să modific manualul beneficiarilor în discuții cu Comisia Europeană și este unul din punctul important în discuții cu Comisia Europeană, astfel încât să putem acorda acest sprijin și persoanelor cu dizabilități care sunt deja angajate, cu scopul final de a încuraja rămânerea în activitate pe o perioadă cât mai lungă. Astăzi, la Bucureștiană, am văzut cifrele la prezentat doamna director. Eu sper, din tot sufletul, să avem cât mai multe lucruri de ocupare astăzi, pentru că, până la urmă, rolul nostru este să mergem pe lume, să mergem către cei care sunt în căutarea unui loc de muncă, să mergem către angajatori și să devenim acel liant cu cerere și ofertă. Eu cred că este foarte important. Îmi doresc ca Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă să devină din ce în ce mai proactivă și pe zi ce trece așa se poate. 20.000 de locuri de muncă vacante e o cifră relativ mare. E un deficit de personal în România major? Știm cu toții că este un deficit de personal în România. Și mai ales când vorbim și revin la competențe, se pare că sunt insistent pe un termen care poate suna frumos, dar este un termen necesar. Necesar termenul în ambele sensuri. Și pentru angajat să aibă competențe cât mai ridicate pentru a putea pretinde un venit cât mai bun, dar și pentru angajator, pentru că atunci când are angajați cu competențe ridicate, crește productivitatea muncii, că spun productivitatea muncii, am mai spus, crește rezultatul exercițiului financiar, crește profitul firmei. Profitul firmei se distribuie și către angajați prin salarii și atunci trebuie să se verifice pe salariaților. Este un fel de win-win în ambele sensuri și de asta noi trebuie să fim, am spus că trebuie să fim proactivi și să fim acel liant între cerere și oferte.